Legătura dintre Sarande și România, poate nu știați, dar a existat. Elements se numește. Și puteți să vă bucurați de nurii unor tinere albaneze. Hai că m-am cazat. Salutare și bună dimineața de aici, din Sarande. Am reușit să fac transferul din Samil. Prietenii mei m-au lăsat aici în Samil. Ei au plecat spre Grecia, deoarece nu le-a plăcut ce au găsit aici. Și prețurile mari, adevărul că sunt mai mari decât am găsit eu, dar consider că sunt decente. În continuare, cred că sunt mult mai ieftine decât în Grecia în momentul de față, că peste tot s-au scumpit. Așadar, astăzi voi petrece toată ziua aici în Sarande. Voi face plajă aici, pe plaja publică, cred, dar undeva unde au și snowboard, deoarece nu mi-am luat niciun prosop cu mine, acum mi-am dat seama. Și va trebui să stau unde am șezlonguri. Hai să vedeți cum arată Sarande, acest Monaco al Albaniei. Da, e frumos, locul e chiar frumos. Hai să intrăm un pic și în barul ăsta, să avem un view așa cum trebuie, cu barul, se vede parcă mai bine din bar, din ce am văzut eu pe experiențele celelalte, barul unde am mai fost. Da, e. La plaja publică nu sunt deloc șezlonguri. Da, e nasol, trebuie să caut o plajă cu șezlonguri în cazul ăsta. Și am ajuns și pe promenadă. Hai să vedeți și niște prețuri aici la fast food. Gyros de porc, 250 de lei de pui. Ba nu, e în euro prețul. Hai, e și în euro și în... Deci 2 euro jumate. Un sandwich, 6 euro ăla la farfurie, salată, 400 de leche. Da, cumva prețurile mie nu mi se par mari, dar erau mai mici atunci și am venit pe ideea asta și probabil că de asta prietenii lor nu ne-au pomenit. Plus că, într-adevăr, e aglomerat, dar pentru mine nu e o problemă faptul că e aglomerat. Bă, aici sigur nu stau, că nu-mi place plaja asta. E chiar nașpa. O să iau un colo și să văd altă plajă ce găsesc, sau dacă nu mă întorc înapoi și merg pe acolo, pe la plajele alea de acolo. O să mă uit și pe hartă și vedem încotro o iau. Din acest loc se iau vapoarele, evaporașele pentru excursiile opționale. Și probabil că acolo mai în spate e portul, de unde puteți lua feribotul către Corfu. O trecere pe sens, parcă e undeva la 20 de euro, am văzut. Uite ce mișto evaporașul ăsta. De fapt, ambele sunt au. Parcă pirații din Caraibe, seama. Cumva, hai să vedem băuturi ăsta, să vedem ce înseamnă băuturi. Hai să vedem. Ce băuturi Pegasus. Dar nu scrie prețul, a 25 de euro de persoană. Băuturi. Cacomi bici, corez bici, pleci la 10 și te întorci la 5. Da. Poate mâine o să merg și eu într-o asemenea excursie. Și aici băuturi. La fel. Aici 2000 de leche. Se pleacă la 10, stai la... E același. E aceeași excursie. Probabil că sunt organizate de mai mulți tur operatori. Am zis bine, tur operatori. Legătura dintre Sarande și România,
poate nu știați, dar a existat. Între anii 1934 și 1939, România a avut aici un teritoriu donat de către regele Zagu lui Nicolae Iorga. Deci cumva am avut ieșire la Mediterană. El a vrut să facă aici un institut de cercetare. Din păcate, Nicolae Iorga, fiind asasinat în 1940, n-a mai putut duce acest plan la capăt și teritoriul a redevenit Albaniei, deși mareșalul Antonescu a încercat el să refacă ceva. Aici, în Sarandă, există și o statuie a lui Nicolae Iorga și cred că am găsit-o. Așa seamănă din spate. Acum nu știu, să mă uit, să vedem. Da, uite că am găsit-o. Hai să vă arăt. Stați un pic să opresc camera, că la mine e greu cu telefon. Asta e statuia lui Nicolae Iorga. Vedeți, scrie și pe ea. Istoric și polițian român, prin scrierile sale a ajutat la întemeierea statului modern albanez. Fondator și conducător al Institutului Român din Albania de studii și cercetări arheologice din Sarande. E bine că i-am ajutat și pe alții. Hai să vă arăt acum ce view spectaculos avem către oraș de aici. E super frumos, superb loc. Și asta e plajă, o altă plajă publică, fără șezlong, fără... Da. Eu dacă am uitat să-mi iau prosopul cu mine, nu pot să stau aici. Va trebui să merg în altă parte, să unde are șezlong. Am ajuns în port. Hai să vedeți ce view frumos e și de aici către oraș. Și de aici sigur merg la plajă pentru că nu mai pot de cald. Sunt 36 de grade. Nu mai pot, am transpirat de nu mai poate tricoul pe mine, fleașcă. Biletul pentru feribot dus întors Sarande Corfu, Corfu Sarande costă 38 de euro, iar cel doar de dus costă 20 de euro și puteți să-l luați de acolo din spatele meu. Hai să vedem niște magneți. Costă 300 de lei, 3 euro. Cu Sarande, dar nu prea găsesc cu Sarande. Ăsta cu ailea Sarande. E ok. Ia să vedem asta. Da. Nu prea e bun magnetul. Trebuie să aveți grijă când luați magnet să fie magnetul mai mare. Altfel nu e ce trebuie. Oh. În continui însă drumul spre plajă. N-am mai luat-o pe promenadă, o iau pe aici pe stradă direct. Of, în drum spre plajă revăd încă o dată acest peisaj care e superb, îți dă o stare de bine. Tare mult mi-aș fi dorit să avem și noi în țară un asemenea peisaj cu palmieri, cu apa să fie mai albastră, nu cachiul ăla de armată pe care avem noi și în poze, se vede urât. Doar în luna mai și iunie se vede cât de cât acceptabil. Să avem și noi un Monaco al nostru. Aveam și noi ceva cu Monaco. Cazinoul ăla. Da, l-au făcut praf și pe ăla. Aici, în această zonă... Stați un pic. În această zonă avem cel mai frumos hotel, aș putea spune, cu piscină. Infinity Pool, da, cu piscină deasupra, care e super, super mișto. Din păcate nu am acces acolo, dar dacă vă las camera aici, sigur o să aveți acces. Tot în vecinătatea acestui hotel e și o reprezentanță Alt Telecom. Dacă doriți să vă luați de la Alt Telecom cartelă, dar cum spuneam și în vlogurile anterioare, cam pe la toate plajele au Wi-Fi și nu cred că e neapărat nevoie să vă cumpărați o cartelă. Eventual setați manual rețeaua de Grecia și
Dacă aveți un net inclus pe roaming, e de ajuns. Bineînțeles că vom face și seara o tură pe aici, ca să vedeți cum arată și seara. De barul de astea sunt mai mult închise acum. Doar restaurantele cu mâncare sunt deschise. Deci am vorbit cu un localnic. Majoritatea restaurantelor sunt italienești pentru că sunt ale unor cetățeni albanezi care au lucrat în Italia. Acum nu știu cum au lucrat ei în Italia, că știm toți ce renume au ei prin Europa. Dar cei periculoși de care vă spun eu acum, nu stau pe aici. Oamenilor care lucrează pentru ei stau afară, așadar putem spune și fiind de două ori, venind de două ori aici, locul este sigur. N-am auzit până acum niciun fel de incident pe niciun grup de pe Facebook sau în ziare sau la TV sau ceva de genul. Așa că veniți cu încredere. Hai să vedem acest view și din partea opusă. E la fel de spectaculos. Și ce e interesant aici în Albania este faptul că turismul se dezvoltă pe zi ce trece. Sunt foarte mulți turiști. Casele de schimb sunt din 500 în 500 de metri și parcă mereu e cineva acolo să schimbe euro, iar noi facem parcări de 96 de lei pe 24 de ore să alungăm turiști. Cumva nu mai suntem atât de proști, ne-am mai deșteptat și noi și noi poate să-și bată jos de noi. Cumva ce s-a întâmplat anul ăsta în Mamaia e o palmă dată celor de acolo care vor să îmbogățească într-o vară. Sunt convins că în câțiva ani Albania va fi mult mai dezvoltată decât e acum. Uite aici un bar frumos. Ia să vedem. View de aici din bar. Nu? Și aici sunt și, aici e și plajă la barul ăsta. Dar sincer îl prefer pe ăla de acolo. Parcă e mai interesant ăla de acolo. Da, hai acolo. Uite și oltenii noștri pe aici. Predomină aici mașinile de Dol și Timișoara. Uite și acolo plajă. Dar nu știu unde să mă duc, la ce plajă să merg. Aici parcă nu e apă atât de curat. Ia să văd. Să merg acolo, nu știu, să rămân aici, că e mai lejer. Sau să merg acolo. Voi ce ziceți? Unde să merg? Hai că stau un pic să guce de aici și pe urmă mă hotărăsc. Am ales să rămân aici. Nu mai am chef să mai merg pe căldura asta. Am plătit șezlongul 1000 de leche. Nu știu dacă nu cumva mă ar băiatul ăsta de aici, dar o să aflu când editez vlogul ăsta, o să aflu dacă mă ar sau nu. Am ales să rămân aici deoarece e liniște, e liber, nu prea e lume, e ceea ce am nevoie acum. De liniște poate și reușesc să dorm. Dar deciziile astea m-am trezit mai pe la 7 dimineața, ceea ce e destul de neplăcut că nu merge vacanță, dar asta a fost situația. Bun. O să ne vedem mai pe seară. A sosit ora mesei la restaurantul de lângă plajă de aici. Prețurile nu sunt atât de mari ca în Samil, sunt puțin mai mici, dar tot sunt mari față de cum erau odată. O să comand azi risotto cu fructe de mare, că îmi place foarte tare, sau spaghete cu fructe de mare. Porția costă 900 de leche, adică vreo 40 de lei în banii noștri.
și să-mi iau și eu apă. Probabil o să iau și tzatziki, ca să mă satur, că nu știu dacă mă satur din asta. Hai să comand și o să vă arăt și mâncarea după ce o aduce ospătarul. Please tell me, this with seafood is this? It's like this? Da? Ok, give me this. Spaghetti seafood? Yeah, seafood and tzatziki. One tzatziki and one spaghetti. Yeah. Așa, am și comandat, am luat și o apă. Tzatziki 300 de lei, apa cred că e 100. Hai să vedem cum vine mâncarea, ne vedem cum vine mâncarea. A venit tzatzikili. Am luat și tzatziki. Și aștept și spaghetele. Dar o să încep cu tzatziki pentru că mi-e foame și pe urmă mănânc spaghetele. O să vă arăt, așa că am dărâmat asta aici, o să vă arăt și spaghetele când o să vină. Până atunci luăm o pauză de publicitate. Am mâncat tzatziki ăla care am mâncat altele și mai bune și mi-a venit spaghetele, că și uite, mi-a venit spaghetele, astea sunt spaghetele cu fructe de mare, mamă ce frige pe fond farfuria. Deci tot ce am comandat eu aici, spaghetele, tzatziki, apă, costă până în 60 de lei, cam 58 de lei în banii noștri și în leche vine 90 cu 30, 1200, 1300 de leche, cam 58-60 de lei, cam așa. Gata și plaja pe ziua de azi aici în Sarande, după cum vedeți, cred că vedeți și în spatele meu și aici am rămas singurul de aici de pe plajă. Cumva băieții ăștia au început să pună mesele și a trebuit să mă simt să pot să plec. Deși parcă aș mai fi stat vreo jumătate de oră, dar trebuie să merg să iau în primire și apartamentul la ora 7. Acum e ora 6, ora locală. Înainte să merg la apartament, însă o să trec pe la un magazin să cumpăr ceva pentru dimineață și niște fructe și ceva apă. De mâncat nu știu ce să fac, că m-a prins din urmă zicala aia românească, dacă ai bani mănânci, dacă n-ai bani nu ți-e foame. A început să nu prea mai fie foame din cauza asta, din cauza cheltuielilor mai mari decât am prevăzut eu. M-am gândit că prețurile de acum 3 ani, dar oricum nu sunt exagerate prețurile, ca să revin încă o dată pe tema asta. Așa. Și înainte de toate astea trebuie să caut o casă de schimb, să fac ceea ce face orice român când are bani, se duce și schimbă euro. Așa o să păstrez și o tradiție aici în Albania, să schimb niște euro, să iau leche și să cumpăr ceva. Dacă aveți chef de striptease și alte jocuri de societate, aici în Sarande găsiți așa ceva. Elements se numește. Și puteți să vă bucurați de nurii unor tinere albaneze. Sau cine știe de pe ce țară mai vor mai fi pe aici. Până la apartament am de mers cam 20 de minute pe jos. Pe căldura asta e cam mult. Mă gândesc că seara ce o să fac, unde să vin pe aici și trebuie să mă întorc înapoi, aia e problema mare. Uitați, domnii aici stau cu astea în mână pentru că au de închiriat apartament, exact cum era la noi pe vremuri. Păi, cele mai curate mașini aici, nu prăfuite, nu nimic, sunt ale albanezilor. Le spală ăștia de... nu se poate ce le spală, mereu. Cele mai curate mașini. Și în Stamil era la fel. Hai să vă arăt ceva foarte tare. În țările din lumea a treia, o suntem și noi de altfel, se parchează pe trecerea de pietoni. Vă e familiară această parcare? Că în București cel puțin e plin de așa ceva.
asta mai zicem de ei, că sunt în lumea a treia. Când de fapt suntem la fel ca ei, doar că ăștia sunt în UE, noi invers. Noi suntem în UE și ei nu sunt. Acolo am schimbat euro, un euro, 113 leche, deci și mai puțin, decât era în Xanul. Și am observat aici, cumva e cam ca la noi, la câteva mașini, mai apare o mașină șmecheră, ultimul model cu doi oameni bine, ia, cum sunt pe la noi. Doar că aici predomină Mercedes, pe deosebire de noi, unde predomină BMW. Of, of, ce caldă mi-e. Am reușit să mă cazez și am urcat până aici sus, am transpirat tot, e tricou ud tot, complet, parcă n-am spălat. Din păcate eu n-am viu ăsta, e doar la ieșire din clădire, din vilă. Cum am făcut eu rezervarea, deoarece am fost foarte convins că am rezervat un apartament. Cred că am greșit când am apăsat pe acolo, că nu prea mergea bine netul la cameră. Și hai să vă arăt camera. Am plătit pentru ea 25 de euro. Cine știe ce, mi se pare nota cam mare pentru această, dar e doar o cameră, ceva, wow. Are nota 9,5 pe Booking. Acolo am balconul. Hai să vedem și balconul. Ăsta e balconul. Mi-e frică să las astea la un cap aici, să nu vină cineva să le fure. Pentru că se află între localnici. Aici, zona asta e... Sunt numai localnici. Asta e baia. Să prindem și lumina. Asta e baia. Baia e ok. Mai pun gaia căzut jos acolo. Și ceea ce e mai tare, ce am văzut eu aici, pe cine am văzut eu aici în Sarande, pe Fuego, mă, frate. Ia uitați-vă aici. Televizorul Fuego, alias Paul Surugiu, sau invers. Paul Surugiu, alias Fuego, a venit în Sarande. Ăsta o să fie și titlul acestui vlog. L-am întâlnit pe Paul Surugiu, alias Fuego, în Sarande. Și ăsta e aerul condiționat care merge blană. Acolo mi-am pus eu haine, ai cămașa magică cu care o să mă duc azi în club. Acum o să mergem în sfârșit la market să cumpăr ceva, să vedem și ce prețuri sunt pe aici. Unde-s cheile, unde-s banii. Hai să mergem la market să cumpărăm niște apă, niște suc și ceva pentru dimineață. Ăsta e view-ul pe care îl are aici vila la care eu m-am cazat. Se numește Apartment Glidey. Deși eu inițial am crezut că fac altă rezervare, am fost foarte convins că rezerv un apartament care arăta altfel față de camera pe care ați văzut-o. Această vila se află, cum v-am mai spus, între localnici. Aici sunt o grămadă de locale aici, că e foarte frumos view-ul de aici. Chiar mă întâlnesc cu localnici, ăsta e cu Loma Iure, pe acolo. Pentru că a venit doamna aceea. Da, pare cam departe, dar asta e. Cum spuneam, uite, copiii joacă fotbal. Joacă fotbal. Mai sunt și copiii. Chiar joacă fotbal.